Bun găsit! Blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor a fost înregistrat oficial de Comisia Electorală Centrală. Drept simbol electoral și-au ales steaua și secera cu ciocanul în centru. Urmează ca aceștia să întocmească lista pretendenților la fotoliul de deputat. Până acum, Comisia a mai înregistrat un bloc, cel format din formațiunile Partidul Nostru și Patria, cu denumirea Blocul Renato Usatăi. Totodată, în prima zi, doar 3 potențiali candidați independenți au luat listele de subscripție pentru aduna semnături în susținerea lor. E vorba de Oleg Brega, Victor Grosu și Anatolii Zalipski. Pentru a se putea înscrie în cursă, concurenții de gen masculin trebuie să strângă între 2000 și 2500 de semnături, iar femeile între 1000 și 1500. De asemenea, CEC a decis constituirea 38 de circumscripții electorale de nivelul 2 pentru desfășurarea anticipatelor din 11 iulie. Comisia a aprobat 53 de partide politice și organizații care pot participa la alegerile parlamentare anticipate. Înregistrarea a început ieri. Campania electorală pentru fiecare concurent își va da startul la data înregistrării de către CEC.